ca să poți zâmbi și să ai șanse mai multe de a te califica la Neața Declară Dulceața, concursul nostru care punctează cumva ziua de 14 februarie. Pe declaradulceața.1.ro vă puteți înscrie cu o fotografie de cuplu, o scurtă poveste a familiei voastre sau a cuplului vostru și, desigur, o declarație de la el către ea sau de la ea către el, că am tot avut situația asta, pentru a completa câmpurile noastre obligatorie, ca la bancă atunci când se vede pentru un credit. Sunt prietenii noștri de la Dulceața Vâlenii de Munte, sunt cei care aduc cele trei mari premii ce se vor oferi câștigătorilor. Premiul întâi, 2000 de lei în cumpărături și dulceață pentru un an de zile. Premiul 2, 1500 de lei în cumpărături și dulceață pentru un an de zile. Iar premiul 3, 1000 de lei în cumpărături și dulceață pentru un an de zile, de la Vâlenii de Munte. Acum, distanța e destul de mare, dar ajungem cu un clic la Timiș, unde sunt prietenii noștri, cuplul format din Lucian și Alina Dodiș. Bună dimineața! Bună dimineața! Am făcut eu o greșeală și aș vrea să vedem cu ce fotografie v-ați înscris, ca totul să fie în linia în concursului nostru. Erați la o nuntă, nu știu dacă la a voastră, dar erați nași la o nuntă. E o fotografie care a strânit interesul colegilor mei și de aia sunteți în legătură directă cu noi. Bună dimineața încă o dată, că acum vă și vedem. Neața. Bună dimineața! Unde mai exact în Timiș sunteți? Comuna Cenat, lângă Vama. Napoi la Cenat, Chișombor, pe acolo treceam, că nu prea era varmă, nu prea se stătea la coadă pe vremea când nu eram în Uniunea Europeană, era mult mai ușor, eram chiar la Timișoara când s-a deschis punctul ăla de trecere. Deci, cum să zic, practic bănățeni bogați, dacă sunteți și la calitate de graniță. Jet budget. Jet budget? Ai, care știe mai bine Iorgovan Frumoasă Floare? Cred că niciunul dintre noi. Poate dumneavoastră. Cum v-ați cunoscut? Lăsăm pe toată să povestească mai bine că... Printr-un prieten comun, la zilele Godrobului, festivalul Lubeniței, s-a așezat lângă ea la masă și sora ei mai mică. Așa. Legenda spune că și acum se chinuie să mănânce acea porție de cartofi pe care nu știu dacă au mâncat-o. Și mi-a strânit interesul când mi-a spus că e agricultoare, că se ocupa cu vânzare, căpșuni, legume și așa mai departe. De aceea când am luat-o, cum s-ar zice, de la tatăl ei, i-am oferit mini afacerea și acasă pentru a fi legumicultor și acasă, o mică seră. Aveți și acum business-ul ăsta? Da, ne ocupăm cu spanac, cu roșii, cu cartofi noi. Cu cartofi noi. În primăvară. Na, ce fain. Aveți mult de lucru sau e așa o chestie micuță? Mai mult afacerea soției, eu am și jobul meu, pe lângă și copii. E un pic greu, dar e frumos. Ne place. Câți copii aveți? Doi. Unul de 4 anișori și unul de 2 ani și 8 luni. De când sunteți împreună? De 9 ani împreună și de 5 ani căsătorit. Stai să iasă recolta, stai așa, azi, după aia mai vedem, lasă mâine sau te vedem la toamnă, pe la toamnă se face vinul, cine strânge via. Da. Cum? A fost greu de convins el să scoată inelul. Am înțeles. Cine a făcut primul pas, dar primul te iubești, cine l-a zis? Ia tu, Lucian, sau ia Alina? Din câte mi-aduc aminte, eu l-am spus primul. Da. Mai ții minte cum a fost, în ce situație, în ce context? Dacă nu mă înșel, cred că și cerând-o chiar de logodnică, în 2016. Ca să nu faci, e bănățean, să nu facă risipă de cuvinte. Știi cum e. Mai, o na. Dată și bine. Pe modelul ți-am zis că te iubești și dacă se schimbă ceva între timp, te anunț. Bun. Haideți să vedeți că lucrurile sunt exact așa cum au fost enunțate de Lucian, căci el ne-a scris și a scris ei, Aline, așa. Niciun cuvânt nu poate exprima dragostea mea pentru tine. Mi-ai oferit mâna caldă a dragostei. Mă aștept în casa, în ușa casei noastre, cu bunătăți preparate de tine. Vă lasă, cu ele aburinde. Vai de mine și de mine. Și mi-ai oferit două comori pe acest pământ, copilașii de care vorbeau. Eu, în schimb, vreau să știi că voi fi întotdeauna stâlpul neclintit al casei și te voi iubi până la adânci bătrânețe, exact așa cum ți-am promis. Deci mai există, deci se mai poate. Păi nu plânge acum, suflet de vioară. Mai am. A emoționat-o pe Ramona, eu am crezut că a emoționat-o partea asta cu legumicultura, că i-a adus aminte de copilărie și de facultate. Dar nu, a emoționat-o povestea
voastră de dragoste. Vă văd zâmbitor și deci fericiți. Semn că lucrurile se întâmplă morcom, dar fain de tot la, la cenad. Vă mai doriți ceva de la relația asta să evolueze în vreun fel? Să crească copiii mai mari, să ne ajute și noi la rândul nostru să vedem crescând sub ochii noștri. Frumos! Mulțumim, Lucian, Alina, în județul Timiș am nimerit la cenat, chiar la graniță. Poate nimerit și în platoul de la Neața în marea finală. Avem trei premii puse la dispoziție de prietenii noștri. Mare drag! De la Dulceața Vălenii de Munte. Nu va mai fi nevoie să mai facă și dulceață, știi? După toate celelalte. Poate o să fie o probă unde voi vă pricepeți foarte bine având o micuță seră. Vă mulțumim tare mult că sunteți telespectatori de Neața. V-am pupat, gânduri bune către cenat. Mulțumim! Vă puteți înscrie și voi. Multă vă puteți să scrie pe declaradulceața.1.ro completând toate câmpurile, dându-ne o fotografie și neapărat gândurile voastre bune de cele mai multe ori. Noi intrăm în legătură cu voi o dată pe zi și poate ne sau vă calificați în marea finală de la mijlocul lui februarie la Neața.